Ales unul dintre cei mai buni jucători ai anului la Gala Campionilor, handbalistul Cristi Fenici a rememorat momentele importante de anul trecut. Capitanul lui HCM Poli spune că locul pe care echipa îl ocupă în acest moment nu e cel meritat. Am avut niște meciuri bune jucate acasă. Din păcate, în deplasare am jucat mai prost, chiar foarte prost. Am făcut niște meciuri slabe și din cauza aceasta suntem și pe locul acesta în clasament. Deci un loc nemeritat pentru Poli, zic eu. Pentru că echipa are valoare, a crescut destul de mult. Conducătorul de joc al Alvioleților își pune mari speranțe pentru returul actualului sezon și visează la un loc cât mai bun la final de campionat. Obiectivul clar nu-l știe nimeni, pentru că mulți își doresc cupe europene, dar după părerea mea este destul de greu cupe europene. Noi ne dorim o clasare în primele 8 echipe din campionat. Cristi Fenici a revenit la HCM Poli acum un an după ce a jucat și la UCM Reșița.